Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Aliona Zgardan Crudu, sunt profesoară la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și astăzi, în continuare, tot despre sintaxă vom vorbi. Subiectul lecției de astăzi este punctuația propozițiilor coordonate. La ora trecută, vă amintesc, am vorbit despre coordonare în cadrul frazei. Vă propun un joc. Imaginați-vă că sunteți o virgulă. Vă întreb, care ar fi menirea voastră în această ipostază? Bănuiesc că eventuale răspunsuri din partea voastră ar fi să despart sau să separ anumite propoziții în frază, să izolez anumite cuvinte în propoziție, în frază, să accentuez prin pauză anumite lucruri foarte importante sau insignifiante, să contribui la facilitarea înțelegerii mesajului, comunicării între oameni, etc. Lista ar putea continua. Toate răspunsurile se acceptă, întrucât aveți dreptate. În mare, funcțiile virgulei în frază sunt de a realiza segmentarea fonetică a vorbirii, altfel spus, de a marca niște pauze în vorbire care ar permite delimitarea părților importante ale comunicării. Altă funcție este de a oferi timp interlocutorului nostru să înțeleagă mesajul produs de noi, întrucât marchează o pauză, virgula. De a ne atenționa asupra faptului că avem mai multe propoziții care redau informații diferite, etc. De exemplu, am fost la lecție, am ascultat cu atenție profesorul. Virgula delimitează două propoziții coordonate care redau sensuri diferite și care sunt finite din punct de vedere semantic, intonațional, logic. Deci avem două propoziții cu același grad de complexitate sintactică, pentru că sunt independente, coordonate, legate prin juxtapunere, deci cu ajutorul virgulii. În cadrul frazei formate prin coordonare, virgula are vari utilizări. În continuare, trebuie să învățăm mai multe reguli de utilizare a virgulii în cadrul frazei formate prin coordonare, pentru ca ulterior să construim comunicarea în scris, corect, utilizând semnul de punctuație respectiv. De exemplu, avem utilizarea virgulii pentru separarea propozițiilor coordonate juxtapuse. Ionut studiază, face sport, își vizitează prietenii. Avem în această frază trei propoziții care sunt delimitate, prima de a doua, a doua de prima și de a treia, cu ajutorul virgulii. Prin urmare, în această frază, virgula separă propoziții coordonate juxtapuse. O altă regulă este următoarea. Virgula separă propoziții coordonate adversative introduse în cadrul frazei cu ajutorul conjuncțiilor adversative dar, iar, însă, ci, și cu sens de dar, daiaca, dacă cu sens de dar. De exemplu, vorbeam tare, însă nimeni nu m-a ascultat. Avem în această frază două propoziții coordonate adversative. A doua este introdusă în frază cu ajutorul conjuncției însă. Pentru separarea propozițiilor coordonate, explicative, introduse prin verbele adică, anume. Atenție, este o regulă interesantă, pe care o cunoaștem mai puțin o respectăm. Prima propoziție este a vorbit răspicat cu mine, independentă, principală. A doua este una independentă, coordonată, explicativă, introdusă cu junctivul adică, adverbul adică. Virgula se utilizează pentru separarea în cadrul frazii a propozițiilor coordonate conclusive, introduse prin conjuncțiile deci sau și deci, așadar, prin urmare, în concluzie, și de aceea, și de atâta, cu sens conclusiv, în consecință, etc. De exemplu, am lucrat mult, în consecință am obosit. A doua propoziție este coordonată conclusivă și elementul de legătură care o introduce în frază este în consecință. Virgula se utilizează pentru a separa propoziții coordonate, copulative și disjunctive, introduse prin conjuncțiile și, ori, sau, nici, ba, numai, în cazul în care ele se repetă. Ba ninge, ba plouă. Și ninge, și plouă. Virgula aici separă două propoziții coordonate, disjunctive sau copulative. Notă. Vă atenționez că uneori conjuncția și
poate să apară și în cupluri, deci repetat, și, servind pentru a indica acțiunea și rezultatul ei. În asemenea cazuri, virgula se pune între cupluri și nu în interiorul lor. De exemplu, am câștigat și m-am bucurat, am pierdut și m-am întristat. Repet, aveți grijă de virgulă, întrucât o regulă vehiculată și utilizată incorrect este formulată în felul următor. Avem în frază sau în propoziție virgulă înainte de și, începând cu al doilea și. Observați, în acest caz avem doi de și, dar nu avem virgulă în fața celui de al doilea, pentru că regula nu este corectă sau nu este aplicabilă. Avem virgulă înainte celui de al doilea și, când conjuncțiile date au aceeași funcție. A doua notă. În cadrul unei propoziții coordonate, introduse prin conjuncția și, poate să mai apară un și, care leagă două părți omogene. În asemenea cazuri, al doilea și nu va mai primi virgula înainte, căci nu mai este vorba de și repetat. De exemplu, a citit testul și a identificat în el item de lexicologie și de morfologie. Avem o frază formată din două propoziții coordonate, legate cu conjuncția și. Prima propoziție este a citit textul, a doua este a identificat în el item de lexicologie și de morfologie. Deși avem doi de și, nu apare virgulă în fața celui de al doilea, întrucât funcțiile acestor conjuncții sau aceste conjuncții sunt diferite. Prima leagă două propoziții coordonate independente, a doua leagă două cuvinte, două părți de propoziție coordonate în cadrul propoziții. Deci avem A, virgula în cadrul frazei, B, virgula în cadrul propoziții, de aceea nu vom utiliza virgula pentru al doilea și. La final, vă propun să realizăm împreună două sarcini. 1. Să plasăm virgulele necesare într-o frază formată prin coordonare, comentând tipul propozițiilor separate de acestea. 2. Să argumentăm cu regulile în vigoare utilizarea virgulilor într-o frază formată prin coordonare, comentând structura ei. În primul caz, putem alcătui, de exemplu, o frază de genul: lui Alex nu-i place reușita sa școlară, este supărat și permanent își exprimă nemulțumirea, dar nu face nimic, adică este neglijent în raport cu situația sa. Deci, în acest caz, va trebui să plasăm virgulele necesare și să comentăm importanța rostul lor. A doua frază este, poate fi o frază de genul: i-am vorbit despre obligațiile și drepturile ei, i-am explicat mai multe lucruri, dar nu mai ia în seamă, este rebelă și nemulțumită și nu ascultă de nimeni. Sper că veți plasa corect virgulele în prima frază și veți comenta corect structura ei. Virgulele se plasează în felul următor. Lui Alex nu-i place reușita sa școlară, virgulă, este supărat și permanent își exprimă nemulțumirea, virgulă, dar nu face nimic, adică este neglijent în raport cu situația sa. Avem ultima virgulă între cuvintele nimic și adică. Prima propoziție este independentă principală, a doua este de asemenea independentă principală și se leagă de prima prin juncțiuni cu ajutorul virgulei. A treia este propoziția permanent își exprimă nemulțumirea, legată de precedenta cu ajutorul conjuncției coordonatoare copulative și. Următoarea propoziție este dar nu face nimic și ea se leagă de precedenta cu ajutorul virgulei și a conjuncției coordonatoare adversative dar. Și ultima propoziție este una explicativă, coordonată, și se leagă și ea de precedenta prin juxtapunere cu ajutorul virgulei. În al doilea caz, avem fraza. I-am vorbit despre obligațiile și drepturile ei, i-am explicat mai multe lucruri, dar nu mai ia în seamă, este rebelă și nemulțumită și nu ascultă de nimeni. Prima propoziție este, i-am vorbit despre obligațiile și drepturile ei, independentă, principală. A doua este, i-am explicat mai multe lucruri și se leagă prima de a doua sau a doua de prima prin juxtapunere cu ajutorul virgulei. Următoarea propoziție este, dar nu mai ia în seamă, este propoziție independentă, principală, legată de precedenta cu ajutorul conjuncției dar, conjuncție adversativă dar, și următoarea este rebelă și nemulțumită, legată prin juxtapunere,
Ultima propoziție în frază este nu ascultă de nimeni și este legată de precedenta sau este introdusă în frază cu ajutorul conjuncției coordonatoare, copulative și. Ați observat că virgula are o importanță foarte mare pentru a construi fraza, pentru a plasa corect propozițiile în cadrul ei. De ce este important să cunoaștem regulile de punctuație în cadrul frazei formate, utilizate în cadrul frazei formate prin coordonare, să cunoaștem structura frazei, să cunoaștem tipurile de propoziții, să cunoaștem jonctivele care le introduc pentru a comunica corect în limba română. Deci, vă îndemn încă o dată să însușiți regulile de utilizare a virgulei și să le aplicați corect atunci când elaborați un text. Vă amintesc că am studiat virgula și menționez că m-am referit la virgulă deoarece este un semn de punctuație interesant, complex, cu vari utilizări, dar și care creează dificultăți în însușirea regulilor de punctuație în utilizarea ei. Celelalte semne de punctuație sunt mai bine cunoscute și vă îndemn și în continuare să gândim în limba română, să vorbim și să scriem corect, cu pauzele de rigoare, marcate în scris, prin virgule. Vă doresc succes și o zi frumoasă în continuare!